Actorul, regizorul și scriitorul Gheorghe Urski, supranumit Regele Umorului, a împlinit astăzi 76 de ani. Cu această ocazie, maestrul a fost vizitat de mai mulți prieteni și colegi care și-au amintit cu plăcere de vremurile când vestitul artist crea evenimente de zile mari. Este o întâmplare frumoasă a vieții să-l cunoști pe maestrul Gheorghe Urski, spun cei care i-au organizat sărbătoarea. M-am bătut și eu mai din gros, nu m-a răzbat frigul până aici la dumneavoastră. Eu și sâniară de ochi, parcă chiar cu tătă. Dacă și gata să nu știi de ochi, ești în văliță, că... Iată și șolduri ai. Îi mulțumesc mult pentru că a dat neamului nostru așa o alinare, mai ales prin anii 90, când erau timpuri grele. Lucrul cel mai frumos este că noi am crescut cu umorul lui, noi am crescut cu spectacolele lui Gheorghe Urski. Erau spectacole, erau fraze, erau filme pe care toate frazele lui le știam pe de rost. De asta și am venit astăzi să fim alături, să-l onorăm, să-l felicităm, să-i spunem la mulți ani. Maestru Gheorghe Urski, într-adevăr, a avut o contribuție extraordinară la începutul carierei mele, atunci când am colaborat, mi-a semnat mai multe melodii. Avem și un duet frumos împreună. La mai multe spectacole am cântat și chiar și în diasporă am reușit să mergem. În primul rând îi dorim sănătate, stima și respectul la tot poporul pentru glumele care le-au spus ani de zile și eu am făcut să râde toți compatrioții noștri. Ziua asta de 18 ianuarie pentru multă lume este un omagiu părinților, așa vreau să cred eu. Să-i ținem alături, să-i iubim. Gheorghe Urski s-a născut în 1948 în Cotiujenii Mari. În 1970 a absolvit școala de teatru Boris Șciuchin din Moscova. A fost actor la teatrul Luceafărul. A scris mai multe piese, între care Mezinul, Vom trăi și vom vedea sau Testamentul. În 2014 a devenit cetățean de onoare al orașului Chișinău.